Doamnelor și domnilor, bună seara! La fel ca și durerile de cap, și cele de stomac sunt unele dintre cele mai comune, indiferent de vârstă sau sex. Aproape că nu există persoană să nu a fi acuzat cel puțin odată o astfel de durere supărătoare. Indiferent de motivele pentru care apar durerile de stomac, este important ca acestea să fie specificate medicului specialist și să beneficieze imediat de metode de tratament. Sunt Cerasela Miu și în această seară gazda dumneavoastră la Rețeta Compensată. Alături de mine astăzi se află doctorul Răzvan Diaconescu, medic primar gastroenterologie. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Mulțumesc pentru prezență! Și eu vă mulțumesc pentru invitația! Cu mare drag, cu mare drag! Nu ne-am mai văzut în acest platou, dar mă bucur că ați acceptat invitația mea. Sunt lucruri pe care, cum o spun de fiecare dată, vreau să le dezbatem, tocmai pentru a veni în sprijinul celor care ne privesc. Și înainte de toate, pentru că tot vorbim de bolile stomacului, o să încerc să atingem și patologia intestinală. Acum, dacă facem referire la bolile de stomac, ce înseamnă mai exact o durere de stomac? O durere de stomac, din punct de vedere strict medical, este definită ca o durere localizată în epigastru, în coșul pieptului, popular vorbind, în partea superioară a abdomenului. Această durere de stomac face ca pacienții să vină de multe ori la medicul de familie. Dacă primul filtru, fiind medicul de familie, cedează, să zicem, la un inhibitor de pompă de proton, la un pansament gastric, durerea de stomac e clasic definită ca o gastrită care a trecut cu omez, cu nexium și așa mai departe. Dacă această durere de stomac nu cedează la primul pas de tratament, atunci ea trebuie investigată, pentru că poate fi cu totul altceva. Și atunci intră în discuție diagnostice diferențiale pentru așa zisă durere de stomac sau gastrită. Vorbim despre patologii complexe, de la ulcerul duodenal, ulcerul gastric, până la litiaza biliară, litiaza coledociană, pancreatită în unele cazuri, despre tot felul de tumori care au amprentare sau metastazare la nivelul ficatului și atunci durerea, ficatul suprapunându-se cu stomacul la un anumit nivel, ai tendința să spui că e din cauza stomacului o simplă gastrită. La fel de bine poate să fie și un sindrom de colon iritabil, pentru că la fel în acea parte superioară de abdomen și o porțiune de colon traversează abdomenul și atunci este cu totul altceva. Ideea este că orice durere de stomac, dacă nu cedează, să zicem, la un prim pas de medicamente, cele mai ușoare, care se găsesc și pot fi luate din farmacie oricând, atunci ea trebuie investigată. Fără discuție, vezi că sunt persoane care iau astfel de medicamente pe perioadă îndelungată. Deci durerea nu cedează, ia medicamentul acedat, după 2-3 zile revine, ia din nou medicamentul, în ideea în care probabil că are o gastrită sau un început de gastrită, fără a-și da seama că de fapt poate să fie o afecțiune ascunsă acolo. Deci nici asta nu este corect, ca exact să iei medicamente la fiecare durere. Exact. Asta este capcana care trebuie evitată. Dacă durerea începe să se cronicizeze, durerea începe să aibă alte caractere, să fie însoțită de simptome de alarmă, le spunem noi, ca și scădere în greutate, ca și tulburări de deglutiție sau tulburări de motilitate gastrică, durere însoțită și de vărsături, atunci, evident, trebuie continuate investigațiile și stabilit un diagnostic cu precizie. Investigațiile pot fi un prim pas, o ecografie, care e foarte lămuritoare în orientarea către diagnostic, până la gastroscopie, adică endoscopie digestivă superioară, computer tomografie, RMN și altele. Dar, repet, acestea trebuie stabilite cu precizie de medicul specialist. Pacientul trebuie consultat, pentru că iarăși mai este o capcană, te sună un prieten de-al unui prieten, că știi că pe prietenul meu doare stomacul, ce i-ai propune? Și există tendința să zic două medicamente, ia-le pe alea, dar nu, pacientul trebuie consultat și în momentul în care ai văzut pacientul, stabilești un diagnostic sau o suspiciune diagnostic și niște investigații următoare. Și apoi continui tratamentul. Eu nu întâmplător mi-am dorit să realizăm această emisiune și să ne oprim asupra acestei teme, pentru că în ultima vreme se constată o creștere destul de mare a persoanelor care au probleme
cu gastrite, cu ulcerul, cu boli ale stomacului? Să fie oare alimentația asta care o luăm așa în fugă, nu mai avem timp pentru o masă liniștită, masă de calitate? Și asta este una dintre principalele probleme. Dacă e să o luăm cronologic, din punctul meu de vedere, problemele astea existau predominant înainte de pandemia care a existat și încă există, da, din nefericire. Da? Odată cu apariția pandemiei, foarte multe persoane mi se adresează pentru așa zis o durere în capul pieptului, durerea asta de tipic de gastrită, care de fapt este o somatizare a stresului, o tulburare anxioasă. Când te cuprinde panica de atâtea știri negative și acum cu război și așa mai departe, exact, da, involuntar te încarci negativ și atunci una dintre mecanismele de apărare ale creierului nostru este descărcarea stresului. Una dintre aparatele și sistemele pe care descarcă stresul e sistemul digestiv. Și atunci apar aceste tulburări de tip sindrom dispeptic, le spunem noi, în sensul că investighezi pacientul pe toate părțile. Nu ai nicio leziune organică, nu ai nicio modificare de analize, dar pacientul resimte acea durere. Când insiști cu anamneza, îți dai seama că de fapt există ceva factor de stres în spate. Un exemplu tipic e, nu știu, la job se apropie un deadline, nu ai realizat exact ce trebuia făcut, atunci intri începe, deja în trepidații. Intri în trepidații, te doare stomacul, nu? Sau cum am mai avut ceva pacienți, se apropie bacalaureatul și... Da, 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 da. Ei, uite stresul câte... De o perioadă de vreme, să zicem că partea asta de stres, de anxietate, predomină mai mult decât mâncarea nesănătoasă de tip junk food și fast food și așa mai departe. Da? Pentru că acolo e mult mai simplu. Acolo, dacă încetezi să mănânci junk food-urile ăștia, da? Că vezi că nu te simți bine și treci totuși pe o supă, pe o mâncare gătită, pe o salată, simptomele dispar. Da, dar există cumva o ordine în care se pot instala aceste afecțiuni? Poți să faci ulcer fără să ai gastrită sau trebuie neapărat din gastrită să treci în ulcer? Trebuie să ai prima dată leziunile de mucoasă gastrică, care leziune noi definim gastrita ca niște eroziuni, ca niște congestii. Să facem așa o comparație, ca și o zgârietură care o ai la nivelul pielii. Cam așa arată gastrita congestivă, să zicem, la nivelul mucoasei gastrice. Da? Că e antrală, că e corporeală, că e duodenală. Deci prima dată ai un factor de agresiune. Dacă acel factor de agresiune persistă, ca și cum tot ai zgâria pielea asta, normal că se produce ulcerul e de fapt rana. Exact, așa s-ar putea defini. După care ulcerul are diverse stadii, diverse complicații. Depinde când ai făcut endoscopia, când ai făcut gastroscopia și ai diagnosticat și depinde tratamentul, dacă pacientul e compliant la tratament sau s-a îndepărtat factorul de agresiune asupra mucoasei gastrice. Deci, clar, trebuie să fie secvența asta, gastrită, ulcer. Da, deci astea sunt boli care mă gândesc că sub control, sub tratament, pot fi vindecate. Sigur, sigur. Cum se poate instala un cancer în aceste zone? Pentru apariția cancerului este nevoie de mai mulți factori care să conlucreze, să zicem. Eu cred foarte mult în această genetică, în aceste gene pe care le purtăm cu toții, pentru că din scurta mea experiență văd pacienți care fumează de 50 de ani și consumă alcool și vin la tine pentru cu totul altceva și faci o gastroscopie, te aștepți să găsești un cancer și găsești o simplă gastrită, dar în același timp sunt pacienți de 50 de ani care n-au fumat în viața lor, dar au mâncat produse afumate, care e un factor de risc foarte mare și au dezvoltat un cancer. Inflamația cronică e un factor predispozant pentru apariția cancerului gastric, că despre cancerul gastric vorbim acum. Una dintre mecanismele sau unul dintre factorii implicați pentru această inflamație cronică e infecția cu Helicobacterul pylori. De aceea e și considerat ca factor oncogen de către Organizația Mondială a Sănătății.
și trebuie eradicat, mai ales la persoanele care au antecedente în familie de cancer gastric, care au un stil de viață nesănătos și nu pot să trecem un switch de ăsta brusc de la fumat alcool la consum de produse bio și viață de sportiv. Și atunci încerci să reduci cât poți factorii asociați cu apariția cancerului gastric. Bineînțeles că nu e o formulă matematică care să definească clar cine face, cine nu face și așa mai departe. Sunt acum disponibile tot felul de paneluri de gene care să aibă o precizie de 70-80% și spune ai o posibilitate de 50% de a face cancer gastric, dar nu se neapărat că se îndeplinește acest lucru. Da, și pentru că ați pomenit de Helicobacter pylori, de ceva vreme și de câțiva ani auzim foarte des acest termen. Ce este acest, de fapt, Helicobacter pylori? Aceasta este pur și simplu o bacterie care trăiește la suprafața mucoasei gastrice, între mucoasa gastrică efectivă și stratul de mucus protector din interior, pentru că stomacul îi proteja de propriul acid dintr-un mucus, care e un fel de gel ce împiedică atacul acidului gastric asupra mucoasei gastrice. No. Helicobacterul pylori trăiește acolo. Se estimează că undeva la 70% din populația lumii îl are. Trebuie tratați pacienții la care devine simptomatic. Mă refer la pacienții care dezvoltă gastrită, mă refer la pacienții care dezvoltă leziuni mai complexe ca și ulcerul sau pseudopolipi inflamatori care sunt tot din cauza unei inflamații prelungite, mucoasa reacționează și atunci determină o creștere a ei. Da? Cam așa sunt categoriile principale de pacienți la care. După care vorbim de pacienții la care au, să zicem, o gastrită, un sindrom dispeptic asociat cu Helicobacter pylori și atunci trebuie să tratăm. Dar bun, dar bacteria asta cum intră practic în organismul nostru? Cum o ingerăm? Transmisia este, așa zis, pe cale fecal-orală. De la un obiect contaminat, na, nu ne spălăm pe mine acum de fiecare dată când atingem câte un obiect sau... Da, un obiect contaminat, am băut apă după cineva care a avut helicobacterul și atunci imediat l-am luat și noi. Investigația care poate să determine prezența lui, care este? Pentru pacienții sau pentru persoane care nu au investigat până acum prezența Helicobacterului pylori, se fac anticorpii anti-Helicobacter pylori. Deci există specifici. Sigur. Există și antigenul fecal Helicobacter pylori din proba de scaun. Există și teste specifice de la preluarea de biopsie prin gastroscopie, unde ai luat și se vede la microscop prezența Helicobacterului, până la teste de uree și așa mai departe, urează și așa mai departe. Există cumva și alte boli care pot fi declanșate de această bacterie? Teoretic se asociază cu Helicobacterul și dezvoltarea de limfom gastric, adică tot la fel determină o inflamație cronică care la un moment dat poate determina apariția limfomului gastric. V-am zis, polipii gastrici, pot apărea sindromele dispeptice până la tulburări și de motilitate intestinală, de intestin subțire, cu sindrom de colon iritabil și așa mai departe. Vreau să vorbim puțin și despre hernia hiatală. Iarăși am întâlnit persoana care suferă de această afecțiune. Hernia hiatală ce este de fapt? Hernia hiatală, cum îi spune și denumirea, este o herniere. Hernierea înseamnă că o parte din stomac, partea principală, partea superioară a stomacului, unde apare juncțiunea cu esofagul, alunecă în torace. În mod normal, între torace și abdomen există diafragma, acest mușchi care ne ajută să respirăm și separă abdomenul de torace. El are un hiat, un orificiu prin care esofagul trece și se continuă cu stomacul la nivelul abdomenului. Când acest orificiu se lărgește, fie din cauza factorilor constituționale, pentru că sunt persoane care le faci gastroscopie și la 20 de ani o hernie hiatală, fie din cauza înaintării în vârstă și țesuturile devin mai laxe și atunci orificiul acesta se lărgește, fie mai sunt o categorie de oameni care fac sport și crește presiunea intra-abdominală și atunci există aceste puncte de minimă rezistență, atunci stomacul sau o parte din stomac alunecă în torace și e însoțit sau nu de simptomele clinice. Care sunt?
În primul rând apar arsurile în capul pieptului, da, pirozisul, da, apar eructațiile, da, pentru că nu mai există acest sfincter să-și facă treaba și să oprească emisia de gaze din stomac și atunci apar râdii, efectiv. Efectiv, da. Până la refluxul care poate fi însoțit de acidul gastric, da? Și de alimente. Pur și simplu sunt pacienți care descriu că doctor, mănânc în somn noaptea, pentru că au și prost obicei să mănânce seara târziu și atunci când se pun la orizontală ne mai funcționează sfincterul acesta. Să trezesc, odată cu gravitația, merge și acidul gastric și conținutul digestiv din stomac. Tuturor acestor afecțiuni despre care am vorbit, le este recomandată endoscopia, gastroscopia? În principiu, da. Că multă lume se ferește de ea și nu vrea să o facă. Da, știu. E atâta... Bine, eu am făcut-o, dar sub anestezie, mărturisesc. Păi, și după aia mă plimbam, eram cu liftul, dar eram în autobuz, deci mai bine o făceam fără. Sunt persoane care au făcut-o și au zis că nu e atât de grav. Altele nici nu vor să audă. Depinde de pragul de toleranță al fiecăruia, nu? Ce pot să vă zic? Nu e o metodă de tortură medievală. Păi nu, dar când te gândești, trebuie să tot timpul zic, înghiți mațul ăla care, mă rog, e mai gros decât... Nu e mai gros, are 9 mm. Nu e mai gros. E cât o pastilă de algocalmină. În dungă sau... Nu, da, zic că mi se pare totuși o procedură destul de banevoioasă. Dar... Da, există... Adică în momentul în care se face această gastroscopie, da, endoscopul intră pe unde intră mâncarea în esofag, care este undeva, trece și prin laringe. Da, o meste și nu înghiți așa cu tot. Se înghite, nu e asta o problemă. Apare senzația neplăcută de lipsă de aer, care practic aia dă o senzație de panică extraordinară, pentru că văd la pacienți, trece endoscopul și la un moment dat când încearcă să respire cu mai reflexul de a respira normal, dar poți să respiri pe nas, poți să respiri pe lângă piesa bucală, deci nu e asta o problemă. Și vezi că nu vine aerul, atunci se panichează și încep să... Asta în cazul în care se face fără anestezie, dar dacă se face cu anestezie, nimeni nu știe nimic și atunci... Da, te trezești în autobuz când de fapt ești în lift. Îți spun că eu am pățit lucrul ăsta. Dar, repet, nu e o metodă de tortură medievală, e o procedură medicală. Trebuie să ne gândim că acum 30 de ani nu se făceau gastroscopiile cu anestezie, nu se făceau și măcar colonoscopiile cu anestezie. Adică... Poate nu se făceau nici gastroscopii, dacă ne gândim în trecut. Nu? Da. Și alte metode acum care ar fi ultimele să fie apărut așa, care ar putea detecta bolile stomacale, mai avem ceva? Teoretic mai există capsula endoscopică, da, care a înghițit-o și ea filmează tot ce se află în stomac, în intestinul subțire și în colon. Singura problemă care o are această capsulă este faptul că ea îți arată niște imagini. Dacă vrei să iei biopsie și să biopsiezi leziunile, tot trebuie tot să faci gastroscopie. Asta e unul la mână. Hai să zicem că asta e un impediment minor. Impedimentul major e prețul, care e foarte destul de, scump, am înțeles, undeva în jur de 800-1000 de euro o capsulă, pentru că este single time, o singură dată o folosești și gata. Și eu dai afară, mă gândesc, o aștept la ieșire sau ceva de genul, da, și s-au dus 1000 de euro la urmă. Da. Am mai glumim acum, dar na, până la urmă asta este. Acum, în ultima perioadă, primăvară, vară, toamnă, adică atunci se plâng oamenii mai mult de dureri de stomac. Există o sezonicitate a acestor afecțiuni oarecum? Sincer, exista în cărțile descrise care am citit mai de mult. Nu acum mai există. Nu, mai. Nu, bineînțeles. Lumea vine când îl doare, dacă îl doare. Dacă nu stă, vine frumos. Poate să foarte mulți iarna, poate să vină foarte mulți vara. Depinde ce știri sunt la televizor. Dar ți se pare că a crescut oarecum numărul acestor pacienți comparativ cu anii trecuți, mai ales acum, da, după sincer, pandemie? Da, cu sindromul ăsta dispeptic, cu așa zisele gastrite sau ulcere, care de fapt sunt doar sindrome dispeptice, doar o somatizare a stresului, văd. Și ei întreb, no, ce faceți? Păi, de când a început pandemia, stau în casă, în fața calculatorului sau în fața televizorului, lucrez de acasă. Partea asta de desocializare, să zicem, are și efectele ei negative destul de mari. Ai întâlnit cumva în rândul celor care îți trec pragul și copii? Au copii și astfel de probleme? Nu, pentru că nu e, am dreptul legal de a consulta minori sub 18 ani.
Dar între colegi ai vorbit, există și copii care dezvoltă acum mai mult? Că așa am citit că ar fi copii care dezvoltă acum. Da, asta ce mai vorbit cu colegii mei pediatri, da, da, da. Deci și ei sunt. Există și o afectare acolo. E nevoie în situațiile astea la un moment dat, dacă nu se rezolvă sub tratament sau ce vorbeam noi, intervențiile chirurgicale sunt cele care pot lămuri până la urmă situația? Sunt afecțiuni care doar prin intervenția chirurgicală pot fi rezolvate? Vă referiți la spectrul de afecțiuni generale? Generale, da. Asta de care le discutam. Sigur, da. În primul rând, că tot am deschis subiectul despre hernia hiatală. Această hernie hiatală trebuie să vă imaginați că dacă este o hernie hiatală de mari dimensiuni, adică stomacul care este sub forma aceea de reniformă, de boabă de fasole, în mare, da? Dacă jumătate din stomac este alunecat în torace și sfincterul, adică diafragma, acționează prin sfincterul acela alunecat, se formează ca o clepsidră, da? Jumătate de stomac deasupra, jumătate de stomac este sub, da? Da, între ele este un orificiu prin care circulă mâncarea. Pot apărea tulburări de evacuare gastrică, adică mâncarea să nu se evacueze și să meargă mai departe, și atunci pacientul varsă, mănâncă și varsă, postprandial la o oră, două după varsă, da? Pot apărea, foarte frecvent am întâlnit anemii, adică mucoasa gastrică prin factorii mecanici, fiindcă trece prin acea îngustare și peristaltica se freacă mucoasa gastrică, apar eroziuni. Sunt eroziuni mici care în timp și suprapuse determină pierderea de sânge cronică și pacientul vine cu anemie. L-a investigat pe toate părțile, l-a căutat, singurul lucru care a găsit o hernie hiatală mare, și atunci e clar că pe acolo pierde sânge. Da? Acolo se impun într-adevăr intervențiile chirurgicale. Sunt pacienți care au hernie hiatală mare și au aceste simptome de arsuri, pirozis, de eructații, de senzația de asfixiere în somn sau când se culcă. Și atunci iarăși se impune intervenția chirurgicală. Și intervenția chirurgicală clasică sau se poate în aceste cazuri și cea cu laser? Că toată lumea îți vrea laser acum. Laser. Nu mai vrem cuțit. Nu mai vrem cuțit. Nu mai vrem este cuțit. Foarte bine. Pentru că acest laser zis... Laser colorat, dacă s-ar colorat, putea să fie. Da. Laparoscopic, da. Da. Eu am vorbit pe limbajul celor mulți care nu știm, nici eu nu mă pricep, de-aia zic. Dar și laserul ce înseamnă, de fapt? Nu știu, o chestie acolo care o scot din nu știu ce și tai, o lumină, corect. Da, eu optez și este mult mai elegant și mult mai bine pentru pacienți intervenția laparoscopică cu laserul. De ce? În primul rând, incizia, adică tăietura, nu este tăietură. Sunt doar 3 puncte sau 3 incizii de 1 centimetru care imediat s-au cusut, prin care se introduc instrumentele și se poate lucra. Da? Recuperarea pacientului este mult mai bună. Adică una e să ai o incizie, o tăietură mare, și una e să ai 3 puncte unde în 2 zile ai plecat acasă. Asta e foarte bine. S-a constatat de către anumiți specialiști, eu îți spun ce am citit, că bolnavii care au fost operați de ulceri sunt predispuși la cancer după câțiva ani de la intervenția chirurgicală. Da. E adevărat acest lucru? Este. Serios? Și nu sunt doar câțiva specialiști. Sunt eu am studii. Zis să limitez la câțiva, că poate por fi spus o prostie. Nu stai cu laserul, să fie, sunt ceilalți. Da, să fie număr mai mic. Și la modul cel mai serios, că nu stai cu laserul. Sunt aia care operau clasic. Sunt foarte multe studii și meta-analize, care meta-analizele sunt studii al unor studii, adică analizează niște date deja prelucrate, în sfârșit, care arată că pacienții cu gastrectomie, adică au o porțiune din stomac tăiată, da, sunt predispuși la o perioadă de 10-15 ani de zile să facă cancer gastric. Da? Într-adevăr, și în experiența mea clinică am văzut așa ceva și este o statistică. Nu toți. Undeva un procent de 5, maxim 10% sunt predispuși să facă aceste afecțiuni. De ce spun că nu cei cu laserul și cei clasici? Pentru că acolo unde există excizia unei părți din stomac,
Înainte ulcerele erau un ulcer, se tăia porțiunea de stomac, se venea cu duodenus, se alipea, erau două tipuri de operații mari. Ideea e că se scotea o parte din stomac, porțiunea afectată de ulcer. Acum există tendința normal să operezi și inclusiv ulcerul laparoscopic și atunci nu mai există acea consecință pe termen lung de a dezvolta cancer gastric. Dar pacienții cu cancer, cu ulcer gastric, da, operații în antecedente care au o perioadă de 10-15 ani, ar trebui teoretic să-și facă o gastroscopie de control, dacă nu anual, măcar o dată la câțiva ani de zile. Deci vezi că nu e deloc de neglijat. Nu, noi vorbim nu. Așa, o durere de stomac, am ține în coșul pieptului, mai nu știu ce, las că trece, lasă, dar uite unde poate duce. Sigur. Și pentru că tot vorbeam de aceste rezecții, uite, aș vrea să intru puțin într-un alt capitol și anume, ce părere ai tu despre aceste tăieri de stomac care se practică sau inelele care se montează în stomac pentru a da jos câteva kilograme? Sunt foarte bune. Serios? Da. Da. Bine, asta ține de partea de chirurgie. De chirurgie, dar din tot punctul ce pot de să vă vedere zic eu este că dacă această operație clasică a sleeve gastrectomy, în care se taie stomacul și se face din un rezervor imens, se face ca o conductă, da, prin care doar trece mâncarea și nu este absorbită, au niște rezultate extraordinare pe termen și mediu și scurt și mediu și lung. Da. Dacă sunt făcute și majoritatea, să fim realiști, sunt făcute cu indicație, adică vorbim despre persoanele obeze care au un indice de masă corporală peste 35, obezitate, de aici până la obezitate morbidă. Partea cea mai importantă, sleeve gastrectomy e cea mai cunoscută operație, dar mai sunt și alte operații de bypass al conținutului gastric în intestinul subțire și așa mai departe. Na. Pacientul, ce mai văd și eu la pacienții mei care se asociază obezitatea cu steatoza hepatică și atunci eu reușesc să-i văd cât de cât în dinamică pentru că îi monitorizez ecografic la 6 luni după operație, la un an după operație și într-adevăr rezultate sunt spectaculoase. Trebuie, acolo cheia este regimul alimentar și pe termen lung, pentru că și stomacul ăla operat cu sleeve gastrectomy poți să-l păcărești. Dacă nu, acolo, dacă mănânci o felie de pâine, pacientul imediat se satură, da? Pentru că e un aliment solid nu destinde stomacul mic. Stomacul ăsta micuț semnalizează creierului că este plin, el nu mai știe că este un stomac mare, dar știe că este plin, da? Semnalizează stomacului că este plin și ai senzația creierului. De sațietate. Creierului că este plin și ai senzația de sațietate instantă. Dar poți să-l păcălești acolo, că dacă bei shake-uri, mănânci ciocolată... Păi că ai luat înghețată, s-a topit înghețată, ai se băut duce, un kilogram de înghețată, n-ai nicio treabă. Da, e rezolvat. Da, e o idee. Acum, eu nu te-am întrebat iarăși întâmplător, pentru că sunt persoane care nu au indicație neavând de atâtea kilograme și totuși își doresc să facă acest lucru. Deci aici cred că ar fi un risc la persoanele care nu... Evident că e o intervenție chirurgicală și o intervenție chirurgicală destul de elaborată. Are anumite riscuri, evident. Ideea e că acolo nu se văd rezultatele așa cum sunt de spectaculoase la cei cu obezitate morbidă sau cu obezitate gradul 1, 2 și 3. Pentru că e vorba de câteva kilograme. Care un regim de viață sănătos și un sport pot să le compenseze foarte bine. Dar știi ce mai vreau să spuneți? Dacă pe măsură ce mănânci mai mult, atât de mult se lărgește și stomacul? Se mai și lărgește, da. Da? Da. Că normal, e indicat să nu mănânci până să te saturi, da? Așa este, da. Că din moment ce ai mâncat, eu știu că tot se spune, e o mânuță așa, e așa să fie cât palma și carnea și nu tot. Nu te ridici sătul de la masă. Să nu te ridici, da. Deci, dar de ce mai e acea senzație de foame dacă tu totuși ai mâncat și ți ajunge, dar tu totuși ai mai mâncat și ai mai mâncat? Și atunci dacă în fiecare zi faci lucrul ăsta, pe stomacul îți cere, dacă azi ai mâncat două bucăți de carne în farfurie cu nu știu ce, mâine vrea mai mult și poimine vrea mai mult și mai vrea și de mai multe ori pe zi și ia că te cum ajungi la kilograme în plus. Da, de ce e acest mecanism? Pentru că e foarte complex mecanismul ăsta. Nu e numai stomacul, e și creierul are o foarte mare componentă. Țin minte că în capcana asta am picat și eu. Eram mic și trăia săracul Radu Anton Roma, dacă mai știți, la ProTV cu emisiunile lui. El și era
ce avea așa, era un gurmand. Când îl vedeai pe ăla cum mănâncă... venea să mănânci televizorul. Exact, când mâncase, mă ridicase de la masă, am deschis televizorul și l-am văzut pe ăsta mâncând niște sarmale. Instant mi-a venit foame. Oare de ce lucrează așa creierul nostru? Sau adulți, fiind, hai că înțelegi la bebeluși, la copii, nu? Că trebuie să le dai din 3 în 3 ore. Astea, da. Sunt adulți care acum mănâncă și mănâncă bine, după 3 ore iar le foame. Iar ar mânca. De ce oare nu? Tot de aici pleacă. Sigur că da. Tot de aici. Ne oprim acum, luăm o scurtă pauză și revenim în câteva momente. Am revenit, suntem împreună în această seară, discutăm cu invitatul meu, doctorul Răzvan Diaconescu, medic primar gastroenterologie. Am discutat în prima parte despre afecțiunile stomacului, am mai glumit, până la urmă eu sper să fi înțeles ceva din tot ce am vorbit, pentru că sunt lucruri, dacă mi se par neinteresante, uite că totuși până la urmă, dacă ele sunt tratate necorespunzător, pot duce la afecțiuni foarte grave. Acum aș vrea să mă opresc la niște termeni pe care, din nefericire, întâlnim tot mai des, anume termenul de boli inflamatorii intestinale. Un termen generic care, de fapt, include trei entități diferite de boală, mai puțin cunoscută de către pacient și chiar de unii medici. Nu se prea vorbește. Sunt afecțiuni invalidante cu frecvență în creștere și aș vrea să detaliem acest subiect. Ce vorbim noi despre bolile inflamatorii intestinale? Ce sunt acestea și care sunt bolile ce fac parte din acest grup? Bolile inflamatorii intestinale, cum a spus și noastră, sunt trei mari entități. Este boala Crohn, rectocolita ulcero-hemoragică și mai este colita nedeterminată, undefined colitis, care de fapt este cumva o suprapunere a tabloului celor două boli. Problema care se pune în ziua de astăzi este o frecvență din ce în ce mai mare, o frecvență în creștere a acestor boli. De ce? Aici este clar incriminată alimentația de tip alimentație procesată, de tip fast food, alimentația de tip vestic. Da? Pentru că s-au făcut studii peste studii și s-a observat că în populația care consumă o mâncare pregătită acasă, o mâncare care nu e procesată înainte, cum ar fi, de exemplu, de la celebri mici sau mezeluri, până la pâinea care... Lasă, mici, te rog, că sunt atât de mici, buni. Okay. Lasă-i acolo. Bine, vorbim de cola. Da, vorbim de salamuri și de mezeluri. Da. Mici, lasă-i mai... Deci asta e problema. Asta este unul dintre factorii care s-a constatat că modifică apariția, adică determină, unul dintre factorii care determină creșterea incidenței de boli inflamatorii intestinale. Pentru că sunt țările din vestul Europei, unde incidența este foarte mare, și sunt țările din estul Europei, unde incidența este relativ mică comparând. Și atunci au încercat să găsească ce factori determină. Deci acolo e așa, da. Și pe lângă asta mai există teoria genetică, care este automat responsabilă și ea o mică parte, și ar mai exista un factor de bacterian sau viral. Nu s-a descoperit încă ce bacterie sau ce virus determină apariția. Păi bun, dar ce cantități trebuie să mănânci toate aceste produse ca să poți să ajungi la bolile astea care sunt invalidante și o să dezvoltăm pe subiectul? În fiecare zi? La 3 mese de 3 ori pe zi? 5 mese din 3. 5 mese din 3. Nu, se consumă în mod constant, nu? Și asta e tendința, că decât să gătești mai bine un McDonald's, un KFC și așa mai departe. Bine, nu înseamnă neapărat că toată lumea care mănâncă și face, nu? Pentru că mai sunt ceilalți doi factori. Factorul genetic, poți să ai niște gene super bune și să nu se atingă nicio boală inflamatorie intestinală de tine, și factorul viral sau bacterian, factorul infecțios, să spunem. Dar uite că în foarte multe cazuri boala inflamatorie intestinală este confundată cu sindromul de intestin iritabil, pentru că ambele afecțiuni pot cauza probleme digestive cronice. Care sunt totuși diferențele care le separă oarecum?
Dacă vorbim din punct de vedere clinic, pacientul vine la tine în cabinet și începe să-i faci anamneza, sindromul de intestin iritabil, cu predominanța diarei, că despre el vorbim, da, e asociat de obicei cu un factor de stres, este asociat de obicei cu un anumit tip de mâncare, pe când bolile inflamatorii intestinale sunt o linie continuă de când au început, când au debutat și până momentul diagnosticului, sunt o linie continuă de un sindrom diareic la care se asociază o scădere în greutate, la care pot apărea scaune cu sânge, la care pot apărea și manifestări extraintestinale, de la dureri de articulații până la psoriazis sau spectrul acesta de boli de piele, nu? Până la anemie, leziuni ale ochilor, uveita, care se asociază cu boala Crohn, cu rectocolita și așa. Există acest spectru de manifestări extraintestinale. Și atunci când pacientul descrie că pe lângă sindromul diareic are și scădere în greutate, are și sânge în scaun, deja trebuie să se ridice un semn de întrebare și automat urmate investigații. Da, da. Dar există și alte afecțiuni digestive care pot fi considerate eronat boli inflamatorii intestinale? Invers. Da, invers. Pot fi considerate. Sigur. Dacă vorbim doar din punct de vedere clinic, este foarte greu să faci diferența între o boală inflamatorie intestinală, să zicem. Da. Poți diagnostica, poți face diferența între un colon iritabil și o boală inflamatorie intestinală. Nu foarte ușor, dar teoretic o poți face. Dar când vorbim despre tuberculoză intestinală, când vorbim despre colită indusă de antiinflamatoarele nesteroidiene, când vorbim despre infecția cu Clostridium difficile, care și asta se pare că este din ce în ce mai frecventă, din păcate. Exact. Când vorbim despre cancere ale tubului digestiv, deja nu mai poți face diferența și automat trebuie să te orientezi cu investigații de laborator, cu investigații de endoscopie, să faci colonoscopie, cu investigații imagistice, computer tomograf, RMN și așa mai departe. Mai ample, da. Cum evoluează practic o astfel de boală dintre astea trei esențiale despre care am vorbit? Care e evoluția lor? Evoluția este spre cronicizare, în primul rând, da. Ăștia sunt niște boli care nu se vindecă. Deci pacientul când pleacă din cabinet, trebuie să le spunem adevăr, nu e o boală care se vindecă, este o boală care încercăm prin medicamente să o ducem în remisiune, astfel încât pacientul să aibă o viață normală sau aproape de normal, cumva să uite că există, nu să uite, să nu conștientize, să nu... Să aibă o calitate vieții, probabil, nu să uite de boală, dar cumva să nu mai pună în prim plan, să știe că există, dar să o țină sub control. Uh-huh. Da. Uh-huh. Bolestea nu dispar, ele doar sunt ținute sub control, inflamația este ținută sub control. Ăsta este dezideratul nostru, al medicilor, ca pacientul să aibă o viață normală până la urmă. Cheia succesului este relația permanentă între pacient și medic, adică nu ne-am culcat pe ureche nici pacientul, nici medicul, gata, sunt în remisiune, este ok. Oricând și imprevizibil poate apărea un episod de recădere și atunci lucrurile trebuie reluate de la capăt și tot trebuie reconsiderat. Dar nu s-a găsit până acum niciun tratament care să o stopeze? De ce? Stoparea evoluției, tratamente s-au găsit pentru a te vindeca? Nu s-au găsit. La fel cum nu s-a găsit nici pentru poliartrită reumatoidă, să zicem, sau cum pentru psoriazis. De ce îmi place mie să fac comparația asta cu psoriazis? Pentru că acolo sunt niște leziuni care efectiv se văd. Și atunci pentru pacienți și pentru lumea care nu are contact cu medicina foarte frecvent, poate să facă așa o corelație, o paralelă. Cum sunt leziunile pe piele în psoriazis, la fel trebuie să vă imaginați că sunt și în colon. Vorbim de boala Crohn, de exemplu. Da? Pacienții cu psoriazis știu cel mai bine, care intră într-un tratament, mai ales biologic și așa mai departe. Leziunile cumva dispar sau se micșorează foarte mult, dar nu înseamnă că boala s-a stopat. Deci poate să reapară oricând. Exact. Și există sau
Aceste boli se pot instala la orice vârstă? Da, se pot instala la orice vârstă. Iarăși, din discuțiile cu colegii mei pediatri, sunt copii de un an de zile, de doi ani de zile, care dezvoltă, din păcate, această... Păi, dar nu ar fi mâncat secțiune. Carne și nu au mâncat carne, și... dar dacă au avut un factor predispozant genetic, au avut... Da, laptele praf. Noi e... Da. Și da. Dacă ai un risc genetic destul de mare, nu știi de ele, că acum nu putem să ne căutăm de toate bolile genetic și să facem un panel genetic. Corect. Și atunci ai picătura care umple paharul. Nu. Până la adolescenți, oameni și la 20 de ani, și la 50 de ani se diagnostichează, și la 60 de ani. Dar este o boală pe care o poți diagnostica în momentul în care s-a instalat sau evoluția ei te face să o depistezi chiar în ani? Nu cred că e vorba de ani, cred că e vorba de luni de zile. Da? Da, în cel mai rău caz, dar depinde. Sunt pacienți care se prezintă la primele simptome la medic. Da? Pentru că v-am zis, debutul în principiu este cu un sindrom diarei, cu dureri abdominale difuze. Tendința e să pui pe seama unui colon iritabil, să pui pe seama unui alimentații nepotrivite, a unei enterocolite, că și asta, care sunt enterocolite acute cu salmonella, shigella, virale și așa mai departe. Da? Tendința e să pui pe seama acestor factori infecțioși. Dacă ai observat că a trecut o perioadă de timp și simptomele nu au dispărut, sunt o categorie de pacienți care se adresează medicului și atunci când noi întreb, domnul doctor, am diare. De cât timp aveți diarea? Păi cam știți, de 3-4 săptămâni. Deja este un semn de întrebare. Dacă sunt unii pacienți super precauți care vin la doua zi după ce au făcut un episod de scaune diare aici, nu? Acolo nu sar cu investigațiile, că prima dată trebuie să excluzi o enterocolită acută. Trebuie să fie factorul acesta de cronicitate, de timp, care teoretic trebuie să fie un 3 săptămâni de zile, care să persiste simptomele. Și să... Da, dar dacă aceste simptome, să spunem că s-au instalat, dar la fel de bine cum s-au instalat, să spunem, s-au retras, da, după câteva zile, mai trece o perioadă, ele reapar, nu te trimit la medic, zice, a mai fost, se duce. Exact. Iarăși intră în remisie, să zic așa, simptomele mai trec, chiar câteva luni, când deja boala e acolo instalată, poate chiar din prima dată, de când au apărut primele simptome. Deci cu cât mai repede ajungi la medic, cu atât mai bine? Asta v-am spus că și da și nu. Acum, ce înseamnă să diagnostichezi boala foarte rapid sau să o diagnostichezi târziu? V-am spus, ea nu se vindecă. Pornind de la ideea că nu e o boală care o vindecăm din start și atunci orice timp pierdut este un timp care, să zicem, progresează, ca și cancerul, nu? Acolo, da, când vorbim de pistez, timp, exact. Vorbim de metastaze, vorbim de cu tot alte lucruri. Dacă să zicem că boala, că sunt un anumit pattern de boli inflamatorii intestinale și rectocolită și boală Crohn, care au așa o evoluție ondulantă, ca o sinusoidă, intră remisiune, sus-jos. Asta spuneam, că vorbim despre calitatea vieții pacientului. Dacă pacientul ăla nu s-a simțit foarte rău și nu a scăzut în greutate mult și n-a avut complicațiile unei boli inflamatorii de la anemie până la dureri articulare și așa mai departe, ai pierdut câteva luni de zile până l-ai diagnosticat, dar el n-a avut o calitate a vieții scăzută, de fapt nu ai pierdut foarte mult, nu ai ratat startul. Exact, da. Poate afecta boala Crohn tot segmentul digestiv? Da. Deci boala are... Crohn, spre deosebire de retocolită, afectează tot ce înseamnă tubul digestiv, de la esofag, stomac, intestin subțire și intestinul gros. Ceea ce nu e bine. Ceea ce nu e bine. Din păcate. Tratamentul care trebuie instituit este unul strict, e greu de tolerat? Dacă tot se întinde pe parcursul întregii vieți? Depinde despre ce tratament vorbim. Din fericire, acum sunt scoase pe piață niște tratamente care noi le spunem tratamente biologice. Putem acum știe tratamente biologice în contextul... De bio acum vine, de la bio, nu mai mâncă carne. Nu, dar de când cu tratamentele pentru COVID, nu? Uh-huh.
Ce sunt aceste tratamente biologice? Aceste tratamente biologice sunt de fapt niște anticorpi monoclonali care blochează calea inflamației. Trebuie să vă imaginați că o boală inflamatorie intestinală, ca să ajungă să se manifeste, este un lanț întreg de reacții biochimice care determină apariția inflamației la nivelul intestinului. De fapt, calea asta de inflamație este considerată normală până la anumit punct, punctul ăla în care organismul se apără de virus, bacterii, paraziți și așa mai departe. Ceva face ca această cale să nu mai răspundă în mod normal la agresiunea externă și o ia pe o cale greșită în care vede partea de mucoasă, partea de intestin, partea corpului, self-ul, ca făcând parte din non-self. Adică îl vede ca și ceva străin. Și atunci ea de aia începe să-l atace. Sistemul inamicul. Inamicul, da. Sistemul imunitar îl vede ca și un inamic. Da? Ce fac acești agenți biologici sau produse biologice? E blochează exact calea de inflamație care merge pe o cale greșită. Și acolo iară sunt vorba de mai multe verigi. La ce nivel de verigă se intervine, acolo este produsul biologic, să zicem că e dezvoltat, nu? Pentru că sunt mai multe tipuri, clase de produse biologice. Asta este ca și o mică paranteză, că vorbim de medicina anilor 2022, da? Comparativ cu ce exista acum 30 de ani, sau acum 40 de ani, sau acum 70 de ani, 80 de ani, pentru că boala corona a fost descoperită pe noi în 1950, da? Primele tratamente erau corticoterapiile. Corticoterapia, prednisonul, metilprednisolonul, care este cumplit. Acolo ce făcea corticoterapia asta? Bloca toată calea, tot. Nu? Și atunci nu mai exista nici apărare de virusul, bacterii. Mai exista nici asta pentru non-self. Dar nu exista altceva atunci. Acum, tratamentele ăștia acționează țintit, să zicem. Uh-huh. Țintit și foarte țintit. Și astea se iau la un anumit interval, la o periodicitate sau trebuie zilnic? Se iau, depinde de moleculă, dar intervalul este undeva de la 2 săptămâni administrare, o, să zicem, injecție la 2 săptămâni, până la perfuzii care pot merge o dată la 2 luni de zile. Uh-huh. Adică, practic, dar e un tratament recent introdus, nu e atât de... Sunt undeva la 15-20 de ani de când sunt puse pe piață, bine. Serio, dar da. Nu știau mulți la noi, da, cum de altfel nu mulți știu despre această boală. Din nou revin, dar uite că vezi, din păcate o să... Nivelul de avertizare trebuie să fie din ce în ce mai crescut al populației, în principiu, despre așa ceva. Vorbim și de conștientizarea medicilor de familie, pentru că sunt... primul ei filtru sunt, exact. Al pacienților. Ideea e că se tratează, dar trebuie diagnosticat. Trebuie să știi 100% ce fel de patologie este acolo, după care urmează tratamentul. Medicamentele folosite pentru tratarea bolilor intestinale inflamatorii pot avea cumva efecte adverse și pot leza și un alt organ? Acum poate că astea nu de care vorbim. Sunt descrise efecte adverse și la aceste medicamente, pentru că evident este o intervenție asupra biologiei organismului, să zicem, și automat... Dai un pic peste cap. Dai un pic peste cap, exact. Na. Da. Acum să fac o scurtă paranteză. A fost toată isteria asta cu vaccinurile anti-COVID și așa mai departe. Eu sunt pro, m-am vaccinat cu 3 dozele, nu e nicio problemă. Toată lumea citea efectele adverse la medicamentele astea, la vaccinul, de la Pfizer până la AstraZeneca și așa mai departe. Na. Am avut atunci în pandemie, am avut de făcut o prezentare, de prezentat un medicament, un pansament gastric, nu dau nume, nu nimic. Corect. Pentru da, că... da, foarte bine, da. Așa și trebuie. Și am zis, hai să deschid și eu să citesc prospectul la tot ce înseamnă medicamentul ăsta, să-l citesc de-a fi la păr tot, adică dacă mă întreabă lupa, cineva... Sau cum ai reușit să-l citești? Da, dacă mă întreabă cineva din public, să știu, nu? Eu am fost șocat să văd câte reacții adverse poate să fie la un pansament gastric, da? Erau foarte bine documentate și foarte bune, unul la 1000, unul la 10000, unul la 1000, dar există. Există și e un simplu pansament gastric, te duci numai să nu vrei, să la farmacie, dați-mi niște X și poftiți, nu trebuie rețetă, nu trebuie nimica.
Deci dacă despre ăla vorbim de efecte adverse, evident că și aici sunt efecte adverse. Și să revin la întrebarea noastră. Trăim într-o zonă endemică pentru TBC. Calea asta de care vă povesteam eu pentru inflamație cronică luptă și împotriva infecției bacilare cu TB, da? Cu bacilul Koch. Uh-huh. Și atunci dacă ai blocat inflamația cronică, există o șansă foarte mică, undeva 0,01%, dar există, da? De a dezvolta pacientul o tuberculoză, să zicem. Dar nici aia nu se face peste noapte și nici aia nu se face fără să fie în primul rând simptome clinice și așa mai departe, plus că există tratamentul. Da? Pacienții, oricum, din moment ce intră într-un program pentru tratamente biologice, sunt anumite protocoale naționale care trebuie să le respecti. Unul dintre protocoale, adică prin protocoalele ăștia scrie că trebuie să cauți pacientul periodic și de infecția cu TB. Adică faci o analiză de sânge cu antiferonul care spune dacă e pozitiv sau negativ. Da. Dacă pacientul a dezvoltat sau are risc de a se dezvolta pentru că se pune problema și de profilaxie, de a da preventiv niște tratament, izoniazidă, niște pastile, da? Astea sunt substanțele de bază ca să nu ne ia în primire ce ne au. Deci, da, dacă, substanța de bază, substanța că nu avem voie să pronunțăm nume de medicamente și atunci substanța de bază trebuie să o spunem. Așa. Adică se pot preveni. Ideea e că atunci când vine pacientul la tine și prezintă, să zicem, un tablou nu sever, că dacă vorbim despre cazurile severe, deja nu mai ai ce să mai faci. Un tablou clinic moderat, respectiv, scădere în greutate, 15-20 de scaune pe zi cu sânge, o anemie de... Asta nu e sever, 15-20 de scaune? E sever, dar putem să vorbim și despre forme care fistulizează, forme intervenții chirurgicale și așa mai departe. Hai să zicem 10 scaune pe zi, ca să... Da, să fie rezonabil. Ok. Nu calculăm scorul mai, exact, dar da. Bun. Și tu ai încercat să-i dai, că sunt și aici, e o piramidă, sunt anumite protocoale care trebuie să le respect. Toate celelalte tratamente au dat greș sau nu a răspuns la tratamentele celelalte. Da? Și tu trebuie să-i dai tratamentul biologic. Cred că oricine nu interesează efectele adverse. Important e ca să... Sigur că da. Mai ales că pot fi prevenite aceste efecte adverse. Adică, m-am spus, poți să faci niște screening, niște teste de screening, radiografie pulmonară, cu antiferonul și să știi sigur ce se întâmplă cu acel pacient. Dacă în alte situații, exact cum pomeneam la început, că prietenul avea o durere de stomac și ia-și tu două pastile de la mine, că precis ai și tu așa durere exact, și aceeași boală, da. Cred că aici nu se mai pune vorba de așa ceva. Adică nu cred că ai voie să-ți administrezi un medicament fără indicația medicului. În primul rând, nu știi ce medicament să administrezi. În al doilea rând, tratamentele biologice despre care spuneam sunt compensate 100% prin Casa Națională, ele sunt foarte scumpe dacă te pui să le cumpere, vorba de mii de euro care... Da, da. Nimeni nu se apucă să facă chestia asta în mod real și conștient. Adică te duci la medic, ce există într-adevăr și e un lucru foarte bun, pe de altă parte, există diverse formuri ale pacienților cu boli inflamatorii intestinale în care pacienții intră, le accesează. Mi se pare un lucru foarte bun că ei sunt informați. Adică în momentul ce vin la tine și tu le propui tratamentul biologic, ei deja știu cam ce clase sunt, știu cam ce există. Și atunci e un lucru mult mai ușor să și interacționezi cu pacientul, pentru că știe despre ce vorbești. Asta e partea bună a acestui doctor Google. Partea bună, când le iei pe cele... Eu vorbesc de forumuri. Și forumul care sunt strict adresate. Strict adresate, dar exact. Dar sunt tot așa, tot timpul cred că nu există emisiune să nu pomenim de lucrul ăsta, că deja pacientul merge gata diagnosticat, îți cere doar să-i scrii tu tratamentul pe rețetă. Deci asta nu e rău, partea bună. Important e ca oamenii să știe să selecteze, de-aia zic. Dacă e strict forum adresat lor, atunci da. Și probabil că sunt și alte canale prin care ei mai pot să obțină anumite informații, nu? Sigur. Există cumva vreun centru în România care să se ocupe de astfel de bolnavi? Pacienții cu boli inflamatorii intestinale? Da, există. Deci. Există în București, există în Cluj, există în Iași, în centrele universitare și în Timișoara există. Uh-huh.
Păi nu, că poate multă lume nu știe. Eu am avut la un moment dat, anul trecut, paremise, m-a sunat o cunoștință pentru că fata ei avea astfel de probleme și a trebuit să dăm niște telefoane pe la București. Deci nu știu dacă la vremea respectivă sau nu erau medicamente. Cum merge sistemul? În primul rând, pacientul trebuie să fie consultat de un medic specialist de gastroenterologie, să se stabilească diagnosticul. Exact. Noi nu reinventăm medicina, urmăm și noi niște pași și urmăm niște protocoale. Da. Și încadrăm pacientul în treapta de protocol și de acolo există două mari categorii, există step up și step down. Step up înseamnă că încep cu chestii ușoare, de la derivați de 5 ASA, care sunt sunt niște criterii, probabil. Da, sau nu pot să dau nume comerciale, că asta mă gândeam. Da, da. Sunt niște pastile, pastile foarte ușoare, să zicem, da, care le scris la o rețetă simplă, compensată 100%. Da, da, și apropo de emisiune. Până la aceste tratamente biologice, step-up în care treci prin 5 ASA, derivații de 5 ASA, corticoterapie, azatioprină și ajungi la tratamente biologice. Dacă pacientul vine într-o stare critică, evident că nu urmezi acești pași, faci acel step-down în care începi cu tratamentele biologice, dacă răspunde și intră remisiune, poți să treci la o iei pe cale inversă. O iei pe cale inversă, exact. Și acest tratament este administrat în specific fiecărui pacient, fiecărui caz în parte? Da, cam de asta se vorbește și cam de asta se discută în forumurile, în conferințele medicale și sesiunile științifice și așa mai departe. Individualizarea tratamentului e pentru fiecare pacient în parte. Personalizeze oare? Personalizarea, exact, exact. Tu ai niște în protocol, ai niște parametri între care poți să lucrezi. Jonglezi între exact, ei, dar nu când totul e bătut în cuie. Poți să crești doza, poți să scazi doza, poți să schimbi doze, poți să schimbi categoria de clasa de medicamente biologice. Boala asta se poate agrava în atât de mult încât acțiunea medicamentelor practic să devină nesemnificativă, să nu mai ajute deloc? Teoretic da. Teoretic da. Vorbim aici de cazuri pe care le-am văzut, din păcate. La rectocolita ulcero-hemoragică, acolo este tablou acut și evoluția mult mai rapidă ca și la boala Crohn. Vorbim de o afectare întreaga colonului în care până la urmă nu răspunde la niciun tratament biologic și se ajunge la colectomie, la scoaterea chirurgicală, excizia chirurgicală a întregului colon. Și atunci procedezi, mergi pe anus contralaturii? Și atunci există două posibilități. Ori se reface continuitatea tubului digestiv, deci după ce ai scos-o de la rect până la colon, până la cec, da? Da. Se face din intestinul subțire, din ultima porțiune a intestinului subțire, se face acel pouch, care este ca o pungă. Se face o reconstrucție chirurgicală a unei pungi în care să se depoziteze temporar resturile de materii fecale. Și atunci pacientul cât de cât să ducă o viață normală. Bine, nu o să aibă un scaun pe zi, dar probabil că o să aibă 3-4 scaune pe zi. Dar tot e mai bine decât să aibă o pungă. Da, sau da, da. Colectomia totală cu anus contra naturii, în care se exclude colonul complet și sfincterul anal. Adică sfincterul anal rămâne, dar n-ai cum. Sunt studii, cercetători pacienții care dezvoltă bolile inflamatorii intestinale sunt aceia crescuți în medii foarte sterile, sunt hiperigienici și mănâncă numai alimente procesate. De alimente am lămurit-o. Medii foarte sterile și hiperigienici. E adevărat și chestia asta. Și asta e adevărat. Atunci, da. Foarte multe studii spun acest lucru. Serios? Dar ce serios. Dar ce legătură are? Bun, mănânci aliment prost, ok. Dar acum că eu mă spăl pe mâini toată ziua și eu știu, nu stau într-un glob de sticlă, dar mă feresc, nu? Nu e vorba de mine, că eu dacă îmi cade pe jos un biscuit, leu și îl mănânc. Așa făceam și mică, nu cred că e o problemă. Creez imunitate. Asta e vorba. Despre asta este vorba. Despre asta este vorba.
Deci, uite-te ce important e că atunci că am văzut o sumedenie de părinți care sunt hiper, hiper, hiper protectori. Nu. Dar sunt, există. Știu ce spuneți dumneavoastră, pentru că și eu văd categoria asta de pacienți. Lucrurile duse la extremă niciodată nu sunt bune. Și nozofobia asta, practic o nozofobie, da? Chestia asta dusă la extremă de a te spăla pe mâini și de a te curăța, nu. Cum era o vorbă la mine, la sat, la oraș, da. Acolo. Copilul se mai crește și în noroi, nu? Adică... acolo acum spune ceva acum la televizor, dar mi-e un pic rușine ce mai mâncam eu pe când eram copil. Bine, de la linguriță de nisip și mai știu ce, că asta era, te jucai, îți băgai mâna, dădea ploaia, erai prin șanțuri, erai până la glezne tot în noroi și astea. Dar sunt, într-adevăr, părinți în ziua de astăzi care, Doamne, să nu curgă o picătură de apă pe copil, în sensul de a nu se murdări, de a tot timpul spăla, tot timpul aranjat, tot timpul merge cu șervețele din astea dezinfectante, nu e indicat. Absolut deloc. Și deci, la modul cel mai serios. Riscul e foarte mare de a dezvolta astfel de boli dacă trăiești într-un astfel de... Și asta este unul dintre riscuri, dar mai este riscul că copilul ăla nu-și face imunitate. Deloc, da. Absolut deloc nu-și face imunitate. Nu? Ce să mai vorbim de... La un moment dat tot intră într-o comunitate. La un moment dat tot interacționează cu alți oameni. Tot intră în contact cu niște virus. Vezi, din dorința de a proteja poți să faci mai mult rău decât bine. Trebuie să ne gândim un singur lucru. Specia umană dăinuiește de atâtea zeci de mii de ani, sute de mii de ani, că eram altceva atunci. Dar, mamiferele. Acum, să zicem, 20 de mii de ani exista igiena asta dusă la extrem? Nu exista. Acum 10 mii de ani nu exista. Acum 2000 de ani, să zicem, când au început să fie documentate patologiile, nu? Da, dar probabil că și din știință și din prea mare exces asta de zel de asta. Lucrurile duse la extrem nu sunt bune. Da. Acum, uite, am mai fi învățat încă un lucru telespectatorii care se uită la noi. Am ajuns la final. Uite că am ajuns la final, am mai trecut o oră. Au trecut emoțiile ale mele, eu nu cred că ai avut emoții. A trecut într-adevăr o oră cu informații la fel de prețioase, cum spunem noi în fiecare seară de miercuri. Merită să ne urmăriți, că uite câte lucruri bune pentru noi aflăm. Și cel mai important, chiar dacă această boală nu se vindecă și vorbim de aceste trei mari boli pe care le-am enumerat ceva mai devreme, măcar ele au tratament. Exact. Și tratamentul dat instituit poate duce și la o calitate a vieții foarte bună. Contează foarte mult și suportul familiar, că de asta nu am discutat. Putem să discutăm foarte mult despre... Poate într-o altă emisiune. Că trebuie să cam încheiem. Publicitate, da. Așa cum spuneam, dragii mei, invitatul meu din această seară a fost doctorul Răzvan Diaconescu, medic primar gastroenterolog. Vă promit că îl veți mai vedea la mine, mai ales că, așa cum m-a provocat acum, mai avem multe de discutat. Dar asta o vom face pe parcursul acestor emisiuni. Eu, sincer, Asalea Miu, vă mulțumesc din suflet că ne-ați fost alături și astăzi vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare, miercuri, la aceeași oră. Până atunci însă, toate cele bune!